Stimați vizitatori, bună seara, bine ați venit la Muzeul Vasile Curvan. Numele meu este Ciprian Bundevară, pentru că cu siguranță mulți dintre voi mă cunosc. Iată că am decis să organizez și prima activitate cu publicul pe secția de astronomie. Mai precis o expoziție ce împacă două domenii oarecum diferite, marinăria, da? Vorbim despre mări și oceane, și navigația maritimă, și astronomia, unde vorbim despre cer și stele. Poate la prima vedere vi se par domenii diferite, dar o să vedeți în această expoziție că au foarte multe lucruri în comun. Avem alături de noi un invitat special, domnul comandor Kiril Vasile, este președintele și fondatorul Asociației Astronauticus din Mangalia. Dânsul a confecționat mai multe replici de instrumente dedicate astronavigației. Îl cunosc de ceva timp, de vreo câțiva ani. Am organizat, să spunem, într-un mod indirect și alte expoziții împreună, în sensul că în expoziția organizată acum găsiți și instrumente cum ar fi sextantul sau navisfera, care au mai fost cândva și la alte expoziții, dar cu altă tematică. Eu nu o să vă spun foarte multe lucruri, am să las pe dânsul să vă povestească despre fiecare instrument în parte. Este o expoziție interactivă, deci o să aveți ocazia să vedeți cum funcționează concret aceste instrumente de astronavigație. Așa că îi urez mult succes și îi mulțumesc pentru faptul că a acceptat invitația noastră să organizăm această expoziție. Mulțumim domnului astronom Ciprian Bundevară pentru introducere. Astronavigația, așa cum îi spune și numele, este un domeniu gemănat cu astronomia. Ba chiar navigația este domeniul care a propulsat astronomia în timp. Pentru că astronomia nu s-a dezvoltat așa, pentru cu scop în sine, ci s-a dezvoltat din scopuri materiale. În epoca marilor descoperiri științifice, în epoca marilor descoperiri geografice, s-au oferit premii substanțiale pentru descoperirea unui instrument care să asigure o precizie superioară în navigație și acela a fost, într-un final, sextantul. Deci, bun venit la bord și sper să avem o prezentare interactivă. Vă rog, dacă nu sunt destul de clar, să mă puneți să repet anumite date, anumite caracteristici. Din cele mai vechi timpuri, navigația a impulsionat și a fost motorul din spatele dezvoltării astronomiei. Din nevoie de poziționare pe harta lumii, navigatorii au cerut tot timpul instrumente mai precise, au cerut almanacuri mai precise pentru a putea determina punctul navei. Dar evoluția instrumentelor care durează de 2000 de ani înainte erei noastre până în prezent, circa 4000 de ani, are originea la caldeieni în Mesopotamia, între cele două fluvii, Tigru și Eufrat. De acolo s-ar părea că este originea care a generat mare majoritate a descoperirilor, atât teoretice, cât și practice. De fapt, marile râuri au fost marca civilizației în Egipt, Nilul, în Mesopotamia, cum am zis, Tigru și Eufrat, în China, Huanghou și Yangtze, deci pe malurile celor mai mari fluvii s-au dezvoltat civilizațiile. Dar această evoluție de aproximativ 4000 de ani,
până în 1731 a produs acele instrumente cu ajutorul cărora se determina doar latitudinea. Știm că pentru a ne poziționa pe o hartă sau pe un glob avem nevoie de două coordonate, de latitudine și longitudine. Latitudinea înseamnă distanța unghiulară de la ecuator către nord și către sud, 0,90 de grade, iar longitudinea este de la meridianul 0 către est sau vest, 0,180 de grade. Deci până în 1731 toate instrumentele măsurau doar datele necesare pentru a determina latitudinea. Atea, în 1731 avem instrumentul care ne asigură descoperirea, calcularea longitudinii. Mai departe. De ce are nevoie un navigator pentru a-și determina poziția cu ajutorul stelelor? Are nevoie de o busolă, are nevoie de un cronometru, care a fost descoperit abia în 1760, are nevoie de un instrument de navigație, are nevoie de un almanac și are nevoie de o metodă matematică pentru a pune unele lângă altele aceste date și a obține o relație matematică pentru calcularea latitudinii sau longitudinii. Atâta timp cât Ulise în Odiseea, nu? Sau Odiseu în Odiseea, nu? Sau a luat numele, avea nevoie doar să fie un bărbat bine, care să o cucerească pe Calipso, care i-a asigurat atât o corabie, cât și vântul în pânze pentru a străbate Marea Mediterană în 17 zile cu un vapor. Poetul are nevoie de o corabie și de o stea. Navigatorul, om pământean, fără alte sprijin, avea nevoie de cele șase elemente pe care le-am enumerat mai devreme. Da, să le vedem altfel. Deci, ne mai repetăm, o busolă, am văzut-o acolo, care a fost descoperită pe la anul 200 înainte de Hristos, dar a intrat în uzul navigatorilor abia în 1190. Avem o efemeridă care a început să fie scrisă de la 1500 de către Regio Montanu, dar nu erau instrumentele care să poată pune în aplicare acea efemeridă. Efemeridă însemnând un tabel cu pozițiile aștrilor în viitor. Un cronometru naval care să dea cu precizie ora, un ceas nu putea fi folosit la bordul unei nave, un ceas cu pendul, din cauza ruliului, a tangajului, nu se putea ține un timp precis. Și o hartă care a fost în cele din urmă descoperite tot în secolul XVI de către Mercator, Gerardus Mercator, care descoperă proiecția cilindrică. Din cauza asta, proiecție cilindrică, vedem America de Nord atât de mare și Africa atât de mică. Dar, de fapt, dacă o să luăm dimensiunile, o să vedem că este puțin invers. Deci avem o hartă și o metodă matematică, care am vorbit mai devreme. Mergem mai departe. Pe timpul pandemiei, uite că și pandemia are un efect pozitiv. Eu, împreună cu doamna mea, doamna Lili, care... Da? Trebuie să vii și tu. Da. Am încercat să studiem instrumentele antice de astronavigație, nu le-am înțeles și atunci am zis, domnule, există o singură metodă. Să le confecționăm ca să le înțelegem. Pentru că așa din cărți
Plus că acum netul abundă de informații care mai mult te bagă în ceață sau te pun pe o cale greșită decât să te ajute. Și am trecut și le-am confecționat. Și cum le-am confecționat, am schimbat cornizele sau, cum le spun unii, galeriile, care erau de mahon, din lemn de mahon. Am pus cornize din lemn din plastic și am confecționat aceste 11 instrumente pe care le vedeți pe pereți din mahon. Gnomonul l-am confecționat din alt lemn, pentru că nu se potrivea. Mergem la gnomon. Primul instrument al de astronomie este cel care a transformat astronomia, a făcut trecerea de la astrologie la astronomie, este gnomonul. El este cel care începe să susțină științific predicțiile mișcării aștrilor pe bolta cerească. Când vorbim de aștri, ne gândim la Soare, care este o stea, deci la stele, ne gândim la planete, 5 planete care sunt vizibile și care pot fi măsurate caracteristicile, și de asemenea ne gândim la, deci am zis, la stele, la Soare și la planete. Deci acestea sunt cele trei categorii de corpuri cerești pe care noi generic le numim aștri. Ce face acest banal băț? Care poate fi de diferite dimensiuni. Cât înălțimea lui este mai mare, cu atât precizia este mai mare. Dar putem avea un obelisc înalt de 20 de metri sau de 50 de metri, cum au folosit arabii în Sarmacand. Cu cât înălțimea este mai mare, cu atât precizia este mai mare. Ce ne spune acest gnomon? Dacă soarele, văd că umbra o face în stânga, ne spune că la prânz umbra este cea mai mică și cu cât crește umbra, știm că se apropie sfințitul. De asemenea, ne spune că la solstițiu de vară, când e pe 21 iunie, avem umbra cea mai mică, și la solstițiu de iarnă avem umbra cea mai mare, lungimea umbrei. Împărțind tangenta, pentru cei care doresc puțină matematică, aplicând tangenta, lungimea gnomonului, cateta opusă, supra cateta alăturată, care este lungimea umbrei, aflăm unghiul de înălțare al Soarelui pe bolta cerească. Știm că mișcarea Soarelui este previzibilă, știm că încă de acum 4.000 de ani se cunoștea că are o mișcare constantă și declinația este cunoscută pentru toate zilele anului. La echinocții declinația este zero, la solstițiu de vară este plus 23 de grade 26 de minute, la solstițiu de iarnă minus 23 de grade 26 sau 27 de minute. Și astfel, aplicând o formulă simplă, aflăm poziția pe hartă, dar aflăm doar latitudinea. Deci, distanța unghiulară de la ecuator către pol. Așa aflăm, deci, mă scuzați că intru în probleme de matematică sau prea tehnice, dar pentru doritori care vor să aprofundeze, există justificarea matematică, că acest gnomon, acest banal băț, a rezolvat problemele omenirii. Adică a stabilit că anotimpurile se formează din cauza oblicității Pământului, că este înclinat față de planul sistemului solar, cu 23-27 de grade și așa apar. S-a justificat de ce anotimpul de iarnă este mai mic decât anotimpul de vară. Cel de vară are 89 de... cel de vară are 94 de zile, cel de iarnă are 89 de zile.
De asemenea, Euctemon a descoperit ciclul, Euctemon a descoperit diferența de mărime a anotimpurilor, iar Meton a descoperit ciclul metonic. Și a aflat că la 19 ani și 5 zile, Pământul ajunge în aceeași poziție. De asemenea, Eratosthene. Eratosthene, la anul 230 înaintea noastre, a descoperit circumferința Pământului, tot folosind un obelisc din Alexandria. El era bibliotecar la biblioteca cunoscută, biblioteca din Alexandria. Acolo el a citit că într-o localitate mai la sud, Asuan, la solstițiu de vară, soarele nu lasă nicio umbră. Ba chiar se vede apa din fântână. Și atunci a zis, dacă acolo soarele este perpendicular, iar Pământul este rotund, înseamnă că diferența dintre localitățile Alexandria și Asuan, împărțit unghiul respectiv la 360 de grade, ne dă care ar fi circumferința. Și a pus un pedestru, a măsurat distanța respectivă, a mulțit-o cu 7,2 grade cât a calculat unghiul de înclinație al Soarelui la solstițiu și astfel a aflat la o precizie destul de mare. Problema e că se măsura în stadii atunci. Și încă nu se știe ce stadiu s-a folosit. Stadiul egiptean, grecesc și așa mai departe. Dar uite că el, un om cu mintea lui, a reușit să descopere circumferința Pământului. Și de fapt asta ne învață instrumentele simple. Că anticii aveau instrumente simple, erau eliberați de probleme, cum ar fi problemele tehnice, cum domnul Ciprian, ca să vă învețe să folosiți un telescop, îi trebuie destul timp, chiar mai mult de o lună, ca să spun, pentru un tip destul de sârguincios. Dar oamenii antici se concentrau pe fenomenele fizice, nu pe problemele tehnice ale instrumentelor. Următorul instrument, de fapt, nu se știe care a fost primul, care a fost al doilea, pentru că, după cum vedeți, ele sunt destul de pretențioase și n-au rezistat în timp. Este astrolabul. Astrolabul care, la fel, a fost descoperit mai probabil de către arabi, din necesități religioase. Aveau nevoie mari bogătani musulmani, aveau nevoie să știe în orice moment direcția către Mecca. Aveau nevoie să știe ora când trebuie să facă rugăciunea. Adică acolo nu e de joacă ca la ortodoxie. La musulmani e foarte strictă această oră de rugăciune. Și atunci, cei mai bogați aveau un astrolab care a evoluat în timp, odată cu descoperirile științifice. El, la un moment dat, reprezenta nivelul de cunoaștere al omenirii. S-a ajuns până într-acolo încât avea 100 de funcțiuni. Cum se măsura unghiul la soare. La soare nu îl foloseam așa, îl foloseam doar la stele. Ne uitam prin aceste două pinule, da? Prin aceste două pinule ne uitam, vizam steaua, el stătea liber, atârna liber și ceea ce ne dădea, ce ne dădea? Ia să vedem un elev sârguincios, ce ne dă? Ne dă perpendiculară sau perpendiculară, ce înseamnă? Înseamnă linia zenit-navir. Zenitul este undeva la infinit deasupra capului, navirul este pe partea cealaltă a Pământului, trece prin centrul Pământului și este undeva diametral opus. Și astfel avem una din liniile de bază pentru astronomie. Linia perpendiculară pe suprafața Pământului, linia zenit-navir. Și după care citeam unghiul. Citeam unghiul și
La fel cu formulele pe care le-am enumerat mai devreme, că latitudinea este egal cu 90 de grade minus înălțimea la Soare, sau la o stea de declinație cunoscută, plus minus declinația. Și astfel aflam latitudinea locului. Când măsuram la Soare, nu ne mai uitam prin aceste pinule, pentru că era periculos și puteam să orbim. Îl țineam suspendat, îl aliniam cu direcția la Soare și vedeam când fanta de lumină care trecea prin această pinulă era proiectată pe pinula cealaltă. Și atunci știam că direcția la Soare este cea măsurată. La fel, citeam unghiul și calculam poziția pe hartă. Toate instrumentele derivă, cele folosite pe mare, derivă din instrumentele folosite pe uscat. Nu putea fi folosit un asemenea instrument pe mare, pentru că trebuia să aibă o anumită greutate, să nu fie influențat de bătaia vântului, de tangaj, ruliu și alte vibrații. Era prea sensibil. Deci am spus, acesta este părintele astrolabului marinarului. El avea multe funcțiuni, era folosit inclusiv în arhitectură, inclusiv în construcții, se determina ora și înălțimea de maree. Deci, la un moment dat, el reprezenta nivelul de cunoaștere al omenirii. Orice se mai adăuga, un timpan. Deci, el a evoluat permanent. Știind înălțimea la steaua polară, știm latitudinea. Deci, înălțimea la steaua polară, dacă o măsurăm, știm latitudinea. Avem un element. Și arabii, fiind în zone foarte apropiate de ecuator, de exemplu, Mediterana, cea mai mică latitudine este 32 de grade, ceea ce e foarte mult. Dar în Oceanul Indian se folosea degetul. Și au constatat că brațul întins cu degetul care tangentează orizontul și deasupra postea, are un unghi de 1 cu 36 de minute. Un grad cu 6. Un grad cu 6 zecimi. Știau că degetul mic are un grad, că degetul, unul din celelalte trei degete, are 1 cu 6 și că pumnul întins la, și e ceva similar la toate persoanele. Brațul întins are 10 grade, degetele exterioare întinse înseamnă 15 grade, degetele mare și mic întinse 20 de grade. Dar, după cum e de înțeles, brațul nu poate fi întins întotdeauna destul de bine, se mai fac erori și atunci o apela la o bucată de lemn, pe care o reglau în funcție de lungimea sforii. Și știau că porturile sunt într-o anumită ordine și marcau cu noduri distanța. Știau, de exemplu, eu am făcut pentru Marea Neagră, pentru zona, pentru coasta de vest a Mării Negre, și știu că pentru Istanbul avem o anumit nod, după care, mergând către nord, avem diferite noduri și, proporțional, aflăm latitudinea în funcție de înălțimea stelei polare. Nu știu dacă Vasco da Gama a folosit pentru într-una din călătoriile sale, s-ar părea că chiar leul mării l-a condus de pe coasta de vest a Africii către Calicut. Folosind acest gnomon, el a fost foarte încântat, a venit în Europa, a încercat să-l implementeze, dar aici latitudinile erau mai mari, deci înălțimea stelei polare era mai mare,
și atunci trebuia un camal din ce în ce mai mare și erorile erau proporționale ca mărime. Și s-a renunțat, dar el a fost folosit foarte mult timp în Oceanul Indian. Deci rețineți camalul. După camal l-am avea cadrantul. Cadrantul, ca și astrolabul marinarului, astrolabul marinarului derivă din astrolabul planisferic. Cadrantul derivă tot din astrolab, din constatarea că, de fapt, se foloseau doar 90 de grade. Doar un cadrant de 90 de grade. Nu se folosea cercul de 360 de grade. Pentru că înălțimea Soarelui este de la 0 la 90. Și atunci foloseau un sfert. Și i-au zis cadrant. Cadrantul respectă aceleași principii. Țin de linia verticală. Ia să vedem că la camal am uitat să spun de ce linie ține măsurarea unghiului cu camalul. Dacă ăsta măsoară cu vertical, deci cu perpendiculara, cu axa zenit-nadir, camalul de o tangentă. Tangentă. Deci o perpendiculară pe axa zenit-nadir. Deci funcție de tangenta la suprafața Pământului. Deci pentru camal în plus, noi trebuia să avem un orizont liber. Deci trebuia să fii neapărat pe mare, trebuia să ai orizontul curat. Orizontul este curat și vizibil ca o linie de 2 ori pe zi. Aproximativ câte o oră. La crepusculul de dimineață și la crepusculul de seară. Anume crepusculul nautic. Adică în zori și în amurg. Când ziua se îngemânează cu noaptea. Când avem îndeplinite 2 condiții. Avem stele de magnitudinea 2 pe cer și avem orizontul vizibil. Se îndeplinesc cele 2 condiții. Dar asta v-am zis, înainte de întunericul profund și înainte de ivirea nu de ivirea zorilor, la ivirea zorilor până în momentul în care apar soarele este la 6 grade sub orizont. Deci crepuscul ar fi între 6 și 12 grade sub orizont. Deci ăsta este cadrantul. Cadrantul se măsoară tot la fel. Avem aici 2 pinuri. Parcă le explicați în urmă. Pinul acesta este? Este o paletă prin care este practicat un orificiu prin care noi vedem fanta de lumină care vine de la soare când trece prin cele 2 și avem atunci certitudinea că suntem pe o direcție paralelă la soare. Deci să măsura de maniera aceasta, pardon, să vedem. Și firul de plumb ne dădea axa zenit-nadir, sau perpendiculară pe suprafața Pământului. Deci măsura în această manieră direcția la o stea. Când era vorba de măsurat direcția la Soare, atunci priveam în momentul în care lumina care intra prin această fantă era proiectată pe această pinulă, atunci știam că e asigurată paralelismul. Pentru că altfel trebuie să repetăm de fiecare dată soarele poate provoca orbirea permanentă, irreversibilă, fără durere. Ne trezim fără vedere. Deci asta este cadrantul. Avem aici și declinația soarelui pentru tot anul. Este din la datele de 1-11 și 21 ale lunii și prin interpolare se obțin datele și pentru celelalte zile. E simplu. La fel foloseau acest pătrat al
arhitectului, al constructorului, care dădea umbra directă și umbra inversă. Deci acesta este cadrantul. A fost folosit de Ptolemeu, de Columb în 1492, de Magellan. Magellan avea la bord 20 de exemplare. Dar de reținut că încă nu puteam, nu aveam o metodă de descoperire a longitudinii. Doar latitudinea putea fi descoperită. Deci se intra pe o latitudine. Aveți întrebări? Se calcula latitudinea și se mergea pe latitudine constantă. Așa a făcut și Christopher Columb. Christopher Columb a fost puțin credul într-o teorie că Pământul ar avea un diametru mai mic, o circumferință undeva sub jumătatea dimensiunii actuale, și mi s-a părut firesc să ajungă foarte repede mergând către vest. Și a pornit către vest mergând pe latitudine constantă, deci asta a fost metoda de navigație. Între timp a apărut și metoda distanțelor lunare. Crostaful este compus dintr-o baghetă sau o riglă, aceasta, și trei traverse, care pot fi mișcate pe această riglă. Care era principiul de măsurare? Era simplu. Se folosea... Deci el este marcat pe cele trei laturi cu unghiuri proporționale pentru fiecare traversă. De regulă se folosea o singură traversă, care era cea mai apropiată unghiurilor pentru care existau erori minime. Deci să viza cu o latură soarele sau steaua și cu latura cealaltă să tangenta orizontul. Deci să folosea tangenta la suprafața Pământului. El se mișca această traversă până când se realiza, se sprijinea de pomet bagheta și se plimba traversa până când se realiza această tangentare a Soarelui sau a Stelei și cu latura, cu partea cealaltă, orizontul. Și astfel știam că am măsurat unghiul de înălțare al Soarelui sau a Stelei deasupra Pământului. Sau puteam măsura unghiul între Lună și o stea. Sau între două stele. Pentru că deja începuseră să apară efemeridele pentru distanțele lunare. Datorită formei sale a fost numită și arbaletă. Crostaf este numit din cauza formei sale de cruce. Staff nu înseamnă, ce știm noi în prezent, însemna de fapt traversă. Și de aici a derivat denumirea de împușcarea stelelor sau împușcarea soarelui, shooting the star. Deci, care folosim noi și folosit în, cel puțin în literatura engleză, shooting the star, permanent. Deci de aici, din această poziție. Dar el a fost un instrument apreciat, dar a generat și probleme. Privitul la soare pentru cei mai dacă se privea soarele direct. Da, și pentru cei care nu înțelegeau că totuși orbirea este irreversibilă, au insistat și din cauza asta au apărut multe cazuri de orbire. Din cauza asta a apărut filmul, cum se cheamă, care folosea un plasture pe un ochi. Pirații din Caraibe, da? Oricum nu se putea folosi pe mare doresc. Ba da! N-aveai stabilitate. Niciun instrument n-aveai stabilitate. Găseai perioada în care mare era calm, atunci determinai punctul navei. Că nu determinai punctul navei din 5 în 5 minute. Îl determinai când aveai o zonă mai calmă, fără... Așa? Și aveai nevoie de linia orizontului, clar.
Și aveai nevoie de ziua la soare, iar pentru stele foloseai pe timpul crepusculului sau a zorilor sau a morgului, ca să nu ni se pară nouă crepusculul o denumire prea științifică sau prea poetică. De fapt, mai mult poeții o folosesc decât oamenii trebuie. Da, astronomii folosim destul de des stele din crepuscul. Deci cei care sunt familiarii astronomii. Marinarii tradiționali, mai ales după ce luau un rom mare la bord, mergeau foarte drept în... Exact, da. E și vorba de formarea deprinderilor. Că și noi am făcut aceste instrumente mai mult pentru a înțelege principiul. Ele nu pot fi calibrate, nu pot să vă asigur o precizie cu aceste instrumente, pentru că trebuie folosite în timp și exersat până obții performanțe ca în orice... Devine și experiența. Exact, până se formează deprinderile. Deci, dar s-ar părea totuși că e o exagerare această plasture datorat, adică din cauza crostafului, s-ar părea că motivul real pentru care se folosea plasturile... Sunt, da, altă justificare, dar justificarea cea mai plauzibilă, pe vremea piraților nu existau becuri, nu se inventase iluminatul, existau paițe și la bordul navei e riscant să folosești o paiță, că s-ar putea din cauza tangajului să spargă, să ia foc vaporul și atunci nu mai eliminai iluminatul și piratul care trebuia să lupte pe punte sau să iasă brusc de sub punte afară, când ești afară la întuneric, ești cârtiță. Nu ai nicio reacție în primul moment. Nu vezi mai nimic. De asta noi, astronomii, 30 de minute le consacrăm adaptării pupilei cu întunericul. Deci, din cauza asta, el avea permanent un ochi pregătit pentru a vedea dacă ieșea de la întuneric și invers, dacă intra de la lumină la întuneric, schimba imediat plasurile de pe un ochi pe altul și un ochi era pregătit permanent. Sau dacă ieșea comandantul sau navigatorul de sub punte și vrea să facă observații la stele, nu stătea 30 de minute să măsoare, pentru că timpul era foarte scurt, crepuscul, cum v-am zis, durează o oră, în jur de o oră, sau chiar mai puțin. Și atunci el avea un ochi pregătit pentru asta. Deci îl ținem, cu crostaful măsurăm înălțimi atât la stele, cât și la soare. Pentru soare a fost inventat acest instrument. Numit backstaff. De ce backstaff? Pentru că stăteam cu spatele la soare. Da. Dacă acolo este soarele, noi stăteam cu spatele la soare. Puneam aici declinația zilei. Știam declinația zilei, vizam orizontul prin cele două pinule, da? Mă întorc lateral ca să mă vedeți. Vizam orizontul și aici o pinulă care s-a rupt și trebuie să o înlocuim. Proiectam lumina soarelui pe această pinulă orizont. Deci, mai precis așa, cu stânga țineam pinula orizont. Da? Vizam orizontul, deci aveam o linie perpendiculară și cu pinula de aici care lipsește, măsurăm înălțimea soarelui. După care citeam declinația, citeam înălțimea soarelui, le adunam și astfel obțineam înălțimea adevărată a soarelui. Nu mai era nici riscul privirii direct în soare. Da, dar putea fi folosit doar la soare. Lumina lunii sau a unei stele nu trece. Produce fantă pe pinula orizont. El a fost foarte popular, foarte apreciat, a devenit instrumentul emblematic. A apărut și într-o carte, în cartea lui Davis. Și a generat o întreagă familie de instrumente numite cadrane. O să întâlniți multe denumiri cadrane, folosite
în continuare, dar el este cel care a generat aceste instrumente. Octant de ce? Pentru că are 45 de grade, adică a 8-a parte dintr-un cerc. Octant vine de la a 8-a parte. Dar el cumva, avem vechi saprun, el dacă îl întoarcem pe orizontală și îl ținem și pe cel pe orizontală, vedem că are tot la fel. Din cele trei pinule au fost înlocuite cu oglinzi. Era foarte dificil să vizezi în același timp și orizontul și o stea, să umbli cu două mâini, valul să îți joace echilibru și atunci au inventat octantul. Și anume, în loc de pinula orizont, au folosit o oglindă jumătate argintată, o sticlă jumătate argintată, jumătate sticlă, transparentă, și o pinulă. Prin această pinulă vizau orizontul și prin aceasta aduceau soarele, imaginea dublă a soarelui o aduceau la orizont, le tangentau, tangentau orizontul ca să avem certitudinea că a măsurat înălțimea și astfel știam că a măsurat înălțimea. El este o invenție în adevăratul sens al cuvântului. Invenția științifică a fost făcută de Newton în 1699, a descoperit principiul oglinzilor rotative sau principiul dublei reflexii. Adică lumina care intră într-un mediu reflectant are unghiul de intrare egal cu unghiul de ieșire. Unghiul de intrare egal cu unghiul de reflexie. Când imaginea este reflectată de două ori, atunci unghiul de intrare, unghiul de ieșire este egal cu de două ori unghiul de intrare. Și astfel se măsura cu acest arc de 45 de grade, dar care este marcat cu 90 de grade. Și astfel măsura unghiuri duble. A fost clar sau să mai repetăm? Deci, principiul descoperit de Newton și aplicat în 1731 de doi inventatori, pentru că se ocupau și de matematică și de fizică, dar aveau și invenții, unul din Anglia, Godfrey, și unul din Statele Unite. El este invenția care a schimbat navigația, a făcut trecerea de la instrumentele antice la instrumentele moderne sau instrumente reflectante. Deci el este instrumentul care a generat și a câștigat o parte din premii pentru concursul la longitudinii. Există și o carte frumoasă scrisă de Davasobel, Longitudinea. Este instrumentul care a generat progresul științific din secolele 15, 16 și 17. Deci lui îi datorăm multe din descoperiri, pentru că lumea a trebuit să evolueze, imperiile erau în expansiune, aveau nevoie cât mai urgent de un instrument precis care să le asigure evitarea catastrofelor care se întâmplau. Ajungeau caravele sau galioane pline cu aur sau alte bogății, cuișoarele, de exemplu, aveau valoarea lor în aur. Și când ajungeau pe coastele Angliei, se prăbușeau, se scufundau în diverse recifuri sau stânci. Deci, el este octantul și trecem la sextant. Sextant care în prezent a luat, cum s-ar spune, bomboana de pe tort.
orice instrument acum de măsurare a înălțimii laștrii se cheamă sextant. Dar el este o inovație. Octantul avea un unghi prea mic pentru a măsura înălțimi necesare metodei distanțelor lunare. El măsura până la 90 de grade. Era nevoie de un instrument care să măsoare unghiuri mai mari. Și așa a apărut sextantul. Deci, practic, arcul de 45 de grade a fost mărit la 60 de grade. Dar dublat 120 de grade. De fapt, a apărut și chintantul de 144 de grade, dar toate în prezent se cheamă sextant. Deci, o să întâlniți și octantul botezat sextant. Nu e nicio problemă. O să vedeți că sextantul a fost descoperit în 1731. Dar el apare abia în 1757. Deci, la 26 de ani după octant. Ele au conviețuit la bordul navelor împreună mult timp. Cu octantul se măsurau, se făceau măsurătorile de uzuri, iar sextantul era folosit doar pentru unghiuri mai mari de 90 de grade. Era ținut cumva, fiind și mai prețios, era ținut doar pentru măsurătorii, pentru unghiuri mai mari. În rest era folosit tot octantul. Dar instrumentele încep să fie produse în masă, în serie, oglinzile se ieftinesc și astfel ajunge ca în secolul XIX, la bordul fiecărei nave să găsim un sextant. El devine, cum am zis, instrumentul iconic, emblematic pentru marinar, care este folosit și în prezent. Obligatoriu la bordul fiecarei nave se găsește cel puțin un sextant. Ba mai mult, se găsește și la bordul avioanelor, pentru că almanacul nautic se găsește la bordul navei, almanacul aerian se găsește la bordul aeronavelor. Aeronavele în zona polilor nu pot naviga după girocompas. Trebuie să folosească sextantul. Acolo sunt direcția forței magnetice este perpendicular pe pol și din această cauză e folosit sextantul. Cel puțin USAF-ul, deci forțele aeriene ale Statelor Unite, folosesc cele care navigă în zona, avioanele strategice care navigă în zona polară, au la bord și au și un, o construcție specială, un dom, aerodrom, pentru, astrodrom, pardon, pentru a poziționa sextantul și să măsoară, bineînțeles că există o metodă mai, o metodă, un calcul mai simplu, multe calcule sunt făcute de către calculatoare, nu mai stăm cu creionul în mână. Am făcut eu în 1980, calculam punctul navei 2 ore jumate, calculai cu înălțimea la 3 stele. Dura cam 2 ore jumate. Avion deja în cojur Pământul, 2 ore jumate sau la viteza navelor în prezent ajungi pe uscat până vedem punctul navei. Deci, dar ce este mai curios, el este folosit și la bordul, a fost folosit la bordul navelor spațiale Apollo. Deci misiunile, cele 6 misiuni, pardon, să le spunem pe toate 9, cele 9 misiuni către Lună, au folosit sextant. Au folosit principiul sextantului implementat în capsula, atât în modulul de comandă, cât și în modulul Luna. Nu arăta așa, acel sextant. Nu arăta așa, dar principiul era același. Avea 2 telescoape, unul vizau
conturul lunii sau conturul pământului, cu celălalt visau o stea, măsurau unghiul și automat calculatorul dădea poziția. Sau măsurau direcția la o stea și calculatorul indica eroarea de drum. Pentru că sistemele inerțiale, la fel ca sistemele magnetice, au erori. Sistemele inerțiale au erori din cauza gravitației diferite. Una e să fii în proximitatea Pământului, ai o forță gravitațională, alta e să fii în proximitatea Lunii, unde ai altă forță gravitațională. Sau pe partea translunară. Și din cauza asta, sextantul măsoară aceste elemente de poziție, corectează direcția de deplasare, ne dă altitudinea reală și putem să o corectăm. El este independent. Nu depinde de sursa de energie. Nu depinde de transmisii radio. Pentru că la o navă militară, atunci când emiți prin radio, inamicul te descoperă. Cercetarea inamică. Deci, el nu emite. Nu are nevoie de energie, are o singură problemă. Când? Sunt doare. Veșnica problema astronomică. Da. Am ajuns la aceeași problemă. Deci vedem că navigația nu este prea îndepărtată de astronomie. Vedem că navigația a ajutat astronomia. Ea a fost motorul care a generat marile descoperiri ale astronomiei. Marile descoperiri ale astronomiei, teoria geocentrică, care a fost greșită, dar aveam elemente foarte concrete și o justificau. Erau pe baza acestor instrumente. Teoria heliocentrică, în 1541, a lui Copernic. Tot pe baza unor instrumente. Deci suntem la 1541, atunci nu era descoperit nici telescopul, abia în 1609 vine Galileo Galilei și folosește prima dată telescopul în astronomie. Nu aveam nici binoclu. Cu aceste instrumente, care sunt din Mahon, au fost făcute marele descoperiri ale omenirii. Sper că v-am lămurit. Vă mulțumesc pentru atenție. Deci, atenție la ora de astronavigație. Aștrii salvează vieți. Expoziția va fi deschisă până pe 1 mai, deci puteți să vă mai aduceți cunoștință, prieteni, să mai veniți să ne vizitați. Și să le explicăm. Și să fiecare și de asemenea, vă aștept și la alte activități ale muzeului, sigur activități pe